Mie este tare greu să cred cineva. Vedeți, dumneavoastră s-au dus la Paris Saint-Germain, s-au dus în altă parte, în Italia, la Inter, la Milan, pentru că oamenii ăștia care se duc acolo, investitorii ăștia mari, miliardarii ăștia care se duc acolo, au afaceri Da. în zonele respective. Și normal că din afacerile de miliarde care le au și cum sunt în Italia drepturi de televiziune și fac și niște investiții în fotbal, dar le fac pentru că acolo este se desfășoară activitatea. La noi ce se fac? Să vină un chinez, un miliardar, ce se facă la noi? Pentru ce se cumpere echipă de fotbal? E adevărat. V-ați gândit vreo secundă, a existat vreo discuție între dumneavoastră și fratele dumneavoastră? Hai mă să băgăm și noi niște bani la Dinamo, să luăm niște acțiuni? Dom'le, eu... Nu, a existat pentru că... Cum să vă spun eu, ce fac suporterii lui Dinamo acum este lăudabil. Da. Este eforturi incredibile și cu toate că pe noi tot timpul am avut o problemă cu suporterii, adică ei cu noi, nu noi cu ei, tot timpul ne-au înjurat pe la galerie pe acolo, dar asta nu înseamnă că nu merită respect pentru ceea ce fac în momentul ăsta, în momentele grele al lui Dinamo, pentru că nu este singurul primul gest care îl fac acum. Da. Când au strâns bani pentru licențiere și au mai fost câteva. Merită tot respectul și din punctul meu de vedere este un exemplu de urmat pentru alte. Dar oricum, Dinamo are cea mai frumoasă galerie, așa că... Stați că n-am înțeles, domnul Becali, deci ați avut vreo discuție cu domnul nu Giovanni? Nu, nimic. Discuție, nu am avut nicio discuție, poate am fi participat și noi într-o formă sau alta, adică așa, la, da. Nu să investești bani foarte mult, pentru că ca să investești foarte mult bani trebuie să iei. Și atunci, nu vă plâng eu de milă, domnul Becali. Acum știți cum e. Nici eu vă gândesc că dacă sunteți la un post de televiziune, nu vă plâng nicio de milă pe dumneavoastră. Câștigați atunci. Da, bine, eu nu-mi permis să iau acțiuni la Dinamo. Bun, spuneți-mi ce părere aveți despre dezvăluirile făcute de Cornel Dinu, cum că Dinamo șpăguia arbitrii în cupele europene. Liverpool, Minsk, Hamburg. Dar Cornel Dinu nu era la Dinamo? Păi el a zis că el mergea cu geanta de valută după arbitrii. Doi, Cornel Dinu, eu am mai spus o dată la el, că a spus și despre mine și lucruri, fel de fel de lucruri, că i-am dat soției lumea lui. 100 de mii de dolari, da. La 100 de mii, nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte și, repet, eu n-am discutat niciodată cu soția lui Cornel Dinu, eu cu ea. Da. Am discutat numai în prezența lui. Bun. Deci dacă ar fi să vă amintiți de bani, ar fi prezența lui. Eu v-am spus, după 4 ani jumate de detenție, am devenit puțin amnezic și nu prea îmi aduc bine aminte așa. Dar și eu pe Cornel Dinu l-am iubit ca pe fratele meu. Vă spun la modul cel mai sincer. L-am iubit ca pe fratele meu. Dar are un prost obicei de a pune morții martore. Da. Soția lui... pe Vasile Angel, Dumnezeu să-l odihnească, și pe soția lui, la fel să-l odihnească Dumnezeu, pe oameni care nu mai sunt, nu știu, de ce trebuie să fii, când nu poți să probezi lucrurile astea. Nu Dar poți de ce credeți că face acest lucru? Nu știu, să știți că este o mare problemă, de foarte multe ori mă gândesc de ce oare omul ăsta face acest lucru. Și a îndepărtat probabil și foarte, foarte puțini prieteni ai lui care mai avea pe lângă el, prin declarațiile, cum au fost fotbaliști de la Dinamo, colegi de-ai lui, pentru că nu numai Dinu juca în perioada aia la Dinamo, au fost atâtea jucători. Sigur că el este emblema lui Dinamo, fără discuție, nu se poate pune problema, a fost un mare fotbalist. Dar cam mai auzit-o, știu eu, nu știu ce am citit pe undeva, că domnule, de ce e Dinu legendă? De unde până unde e legendă? Păi este legenda lui Dinamo. Păi, e cum e Maldini la Milan, nu? A jucat toată cariera pentru Dinamo, ce să mai... Dar nu mai, a fost și un mare fotbalist, că este și fotbalist care au jucat toată viața la un club, dar n-au fost de nivelul lui Dinu. Așa deci e. El este a fost un mare fotbalist. Este printre fotbaliști... Din păcate, da. Face acum niște dezvăluiri, cum a făcut și cu Hristo Stoichkov, că nu știu ce bani, nu știu ce poate au ajuns, cum au ajuns, lucruri care nu le poate proba niciodată, absolut nimic. Da.
Bun. Urât. Adică clubului Dinamo, din punctul meu de vedere, se face foarte, foarte mult rău. Culmea că îl face un om care a fost emblema acestui club. Dar credeți că ar fi trebuit implicat în anii ăștia mai mult Cornel Dinu în viața clubului? Acum să vă spun ceva. Cornel Dinu a fost implicat în viața clubului cât a fost domnul Badea și cu Cristi Borcea, nu? Da. A fost implicat în viața clubului, a fost, știu eu, implicat și o perioadă și în viața clubului și în perioada negoiță. Dar, până la urmă, când ești, faci parte dintr-un club, trebuie să ai, faci politica clubului. Nu poți să te duci să înjuri clubul la orice colț. Am înțeles. Bun, în Nu încheiere. pare convins, dar sunt deciziile sale patronului până una alta el bagă bani și el decide și asumă deciziile, nu? E adevărat. Domnule Becali, Ana Maria Prodan a anunțat ieri că vrea să candideze la Liga Profesionistă de Fotbal. Credeți că există vreo șansă? Poftiți? Îi doresc mult succes. Credeți că are vreo șansă? Am citit și eu prin presa online că este singurul club care nu votează este Steaua. Da, E așa e. CSM-ul. Păi, dacă are șanse, dacă este singurul club care nu votează, înseamnă că are. Dar vorbind despre clubul Steaua, ne puteți lămuri și cam când mai vedem transferuri de acolo și cât valorează acest Florinel Coman? Florinel Coman o să valoreze atât, adică când va primi o ofertă care este acceptată de Gigi Becali. Păi dânsul, vedem că vă face viața grea, le tot ridică, le tot dublează, le... Dar, haideți să vedem lucrurile. Până la urmă, anume cele mai bune salarii, adică și plătite la timp, salarii foarte bune, au la FCSB. Din moment ce omul plătește salariile astea, sigur că poate avea și pretențiile lui. Dacă a venit o ofertă că n-a acceptat-o, cea din Statele Unite, sigur, bun, vor mai fi oferte, dar el, din moment ce plătește jucătorii foarte bine, poate avea și pretenții. Asta e E, normal. acum Nu, nu-i mai plătește. mă consider că eu fac acum că este ruda mea și nu. Nu, este corect, mi se pare corect. Dacă un jucător, dacă îi dai 3.000 pe lună și ceri 20 de milioane, nu este normal. Domnul Becali, uitați o întrebare Dacă pentru dai dumneavoastră. 15.000 și ceri 15 milioane, merge. O întrebare pentru dumneavoastră de la Adrian Frincu, se uită la noi. În ce relație mai sunteți cu Adrian Mutu? Întreabă. Foarte bună. Putem spune că îl impresariați? Poftim? Putem spune că îl impresariați ca antrenor? Nu știu dacă Mutu, eu din câte știu, nu are pe nimeni. Dar dacă vom avea o posibilitate o dată să-l propunem pe Adrian Mutu și sper să o avem, eu cred că vom avea, pentru că el este un tip ambițios, un tip care își doresc să realizeze, să ajungă antrenor, cu siguranță îi vom face propunerea și fără discuție, dacă îi convine, o va accepta. Avem o relație bună. Bun. De copilul dumneavoastră de suflet, Cristi Chivu, ce mai știți? Și vă întreb de ce spun asta. I-am scris recent un mesaj să intre în emisiune, a citit, n-a Ah, dar eu îi răspuns. scriu Și constant. am crezut că așa se poartă cu ziariștii. Și am vorbit cu doi foști colegi de la echipa națională, nume grele, nu le dau numele, și am întrebat, bă, ce se întâmplă cu Chivu? Și mi-a spus, stai liniștit, nici nouă nu ne răspunde, nu mai e cum să dai de el, e cumva retras în Italia, nu vrea să mai audă de România. Ce părere aveți? Nu știu dacă nu vrea să audă de România. El s-a mutat acolo pentru, știu eu, copiii la școală. E un oraș în care el a stat 7 ani de zile, a jucat 7 ani de zile. Chivu, așa a fost el tot timpul, mai retras. Să știți că n-a avut o relație așa foarte bună cu presa nici când juca. Era foarte greu de găsit. Cu dumneavoastră, în Așa schimb, a este. avut o relație foarte apropiată. Corect. L-am cununat, i-am botezat copiii, Da. dar De ce s-a răcit relația, domnule Becali? ce are cedere? Nu știu, probabil că dacă nu ne-am văzut mult timp, eu n-am avut posibilitatea să-l văd, să-l sun vreo câțiva ani de zile și eu știu, Dar asta alții putem. au găsit o cale. Poftim? Alții au găsit o cale.
pentru a ajunge la dumneavoastră? O caută, cine o caută, unii vor să o caute, alții nu vor să se dedică mai mult familiei, nu știu, dar cred, adică eu știu că el tot timpul a fost, să știți că nici pe vremea când era jucător, nici eu nu-l găseam foarte, adică îl găseam. Răspundea până la urmă, dar îl sunai de câteva ori, așa a fost tot timpul el. El nu a fost, acum Chivu este un fotbalist care a câștigat 3 campionate în Italia, a câștigat Champions League, a câștigat, știu, campionatul mondial al cluburilor, nu? Da. Deci niște performanțe. Ar fi putut să fie mult mai... Și eu chiar aveam discuții de genul ăsta cu el. Că nu este mai mult... Adică nu discută mai mult cu presa, nu dă mai multe interviuri, nu apare la televiziune, pentru că mi se părea normal să apară la rezultatele care le-a avut el. Capitan de echipă la Ajax, a fost capitan de echipă, a fost la Roma, a avut apreciat. Pentru că acum am să vă spun că la toate cluburile, deci Ajax, Roma, Inter, nu s-a auzit pe cineva vorbind de Chivu decât la superlativ. Toată lumea, toți cei care l-au cunoscut, îl apreciază și îl iubesc.